Bună ziua! Mulțumesc că ați răspuns solicitării mele de a face această intervenție publică pentru a transmite câteva informații și date privind situația furnizării apei în municipiul Roman. O problemă, ca să spunem așa, la ordinea zilei și foarte gravă cu care ne confruntăm. Ieri am constatat că la scurt timp după ce am anunțat conferința de presă s-a declanșat în mediul online o serie de postări pe care au făcut-o organizația PSD Roman, anumiți observatori care au prezentat în fel și chip cine ar fi vinovatul, cine n-a făcut, cine și cum trebuie să facă, pe principiul binecunoscut că nici usturoi n-ai mâncat, nici gura nu-ți miroase. Eu aș vrea să spun câteva lucruri foarte clare pentru ei și să le aduc aminte câteva lucruri care sigur îi vor lămuri foarte clar cu cine e vinovatul. Compania județeană a Paser nu este în subordinea Consiliului Local Roman sau a Primăriei Roman. Compania județeană a Paser este în subordinea Consiliului Județean Neamț, majoritar PSD. Acționarul majoritar al companiei este Consiliul Județean Neamț. Și, surpriză, stupoare, în Consiliul Forul de Conducere, respectiv Consiliul de Administrație al companiei, până de curând erau prezenți doi membri PSD din Roman, în Consiliul de Administrație, actualmente mai este doar încă un membru PSD în Consiliul de Administrație, care încasează o indemnizație frumușică pentru implicarea în decursul anilor în ceea ce înseamnă managementul companiei. Ca să înțeleagă la ce mă refer cei care de la PSD care au postat aceste remarci. Da, și am mai constatat un lucru, a mai apărut un personaj, un agent, să zicem așa, un agent constatator care a constatat cu în stilul caracteristic și întreba habarnist ce se întâmplă cu hotărârea de Consiliul Județean Local de anulare a contractului de delegare. Sigur că dacă ar fi avut minimul interes sau dacă ar fi vrut, sigur ar fi aflat imediat care este rezultatul, dar sigur vom vorbi și despre acest lucru. Vreau să transmit foarte clar un lucru și anume că nu am tolerat și nu voi tolera niciodată ca romanul și romașcanii să fie bătaia de joc a cuiva sau să fie inoculate anumite neadevăruri în subconștientul romașcanilor. De aceea vreau să spun foarte clar pentru toată lumea și să se înțeleagă, nu primăria municipiului Roman sau primarul municipiului Roman oprește sau dă drumul la apă. Acest lucru este exclusiv atributul companiei județene a Paser, care spun încă o dată, compania este în subordinea Consiliului Județean, care este majoritar PSD și care în continuare menține la conducere și în tot acești ani o conducere, un management defectuos și incompetent. Însă vreau să fac următoarea asigurare pentru toți romașcanii că voi face toate demersurile până la capăt pentru ca romanul să aibă un furnizor de servicii competitiv și competent. Vorbim aici de capacitate de intervenție rapidă, vorbim aici de resursă financiară pentru investiții, vorbim aici de management performant, vorbim aici de experiență în atragerea de fonduri, vorbim aici de competitivitate în ceea ce privește fundamentarea de tarife. Toate aceste aspecte pe care trebuie să le avem în vedere.
Compania județeană Apa Serv nu are nici o justificare pentru că nu a investit în decursul celor 14 ani de contract în rețelele din municipiul Roma. Lucrul acesta este foarte clar stipulat în contractul de delegare. 14 ani doar s-a încasat și aproape deloc s-a investit. Am să vă transmit din contractul de delegare a serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare din anul 2009 câteva clauze care sunt, după părerea mea, absolut elocvente. Și avem la articolul 7, lucrări de înlocuire, articolul 7.1. Lucrările de înlocuire constau în totalitatea lucrărilor care sunt necesare datorită înlocuirii complete sau parțiale a bunurilor de retur care pot fi reînnoite. Operatorul este obligat să efectueze lucrările de înlocuire asupra bunurilor de retur care pot fi reînnoite în termenul prevăzut, în principiu conform planului stabilit, conform duratelor tehnice de viață înregistrate în Registrul Mijloacelor Fixe și programului de investiții propus de operator și aprobat de autoritatea delegantă. La alt articol 6 sunt prezentate lucrările de întreținere, care sunt lucrări standard la 6.1 și lucrări de întreținere planificate la punctul 6.2. Articolul 9.1 din contract prevede toate lucrările definite de articolele 6 și 7 ale capitolului 1, menționate mai sus, sunt efectuate de operator, fiind finanțate de operator. Vreau să înțelegem foarte bine. Tot ceea ce înseamnă rețea din municipiul Roman reprezintă bun de retur transferat în administrare companiei județene Apa Serv. Deci toate aceste rețele din municipiul Roman sunt bunuri de retur primite în baza hotărârii Consiliului Local pentru cel care este titularul contractului de servicii, de delegare de servicii publice și care le are în administrație și astfel, conform clauzelor contractuale pe care vi le-am citit, spune foarte clar a cui este responsabilitatea. Așadar, dacă am lămurit a cui este responsabilitatea privind intervenția la rețele și faptul că acest lucru nu s-a făcut, o să vă fac un calcul simplu ca să ne putem da seama ce înseamnă veniturile și ce înseamnă raportat la investițiile din Roma. Și m-aș referi aici doar la anul 2021. Având în vedere, spun de la început, toate aceste informații, calcule și sume pe care vi le voi prezenta sunt din documentația transmisă, pusă la dispoziție de către companie sau de către Asociația de Dezvoltare Adiacoa Neamț. În anul 2021, conform prezentării statisticilor transmise, avem volumul total introdus în rețeaua de distribuție din municipiul Roman, total volum 2021, 4.617.880 de metri cubi. Avem mai jos volumul total facturat pentru anul 2021, 1.956.608,39. Dacă facem un calcul simplu la tarifele din 2021, vom vedea că veniturile înregistrate prin facturarea volumului de apă se ridică la 18.431.930 de lei. La care, dacă adăugăm redevența calculată pentru anul 2021, care, conform adresei înaintate de companie și primită de la Primăria Roman, pentru anul 2021, aici avem toate redevențele, este de 2.834.239 de lei.
Astfel că ajungem la o sumă de circa 20 de milioane și ceva, 4 milioane și ceva de euro. Iar tot în această adresă avem pe ultima pagină valoarea investițiilor din 2012 până în momentul de față în municipiul Roman. Anul 2021, 612.686. Așadar, e vorba de 2,9%, am socotit eu, undeva, valoarea investițiilor raportată la venit, încasat, facturat în municipiul Roman și redevența calculată pentru anul 2021. Aș mai vrea să prezint următorul aspect, privind evoluția volumelor de apă. Am să mă refer prima dată la municipiul Roman. Și având în această machetă sintetizat anul 2019, volumul de apă introdus în rețeaua de distribuție, 4.199.000. Volumul apei facturat în Roman, 2.030.000. În 2020, ca să vedem care e evoluția, 4.698.000. Facturat, 2.087.000. În 2021, volum total introdus în rețea, 4.617.000. Volum facturat, 1.956.000. Luăm semestru 1-2021, semestru 1-2022. Semestru 1-2021, volum introdus, 2.423.000. Volum facturat, 957.000 pe jumătate de an. Tot semestru 1-2022, volum introdus în rețea, 2.097.000. Volum facturat, 943.000. Observ o constanță în ceea ce înseamnă volumul introdus și volumul facturat de la 2019 încoace. Adică nu avem o fluctuație de, să zicem, o reducere de 50% sau de 30%. Totodată 2021 și cu 2022 sunt la fel similare sumele pentru semestru 1. Asta generează, după părerea mea, și aceste calcule o spun, o constantă la nivel de municipiul Roman. Am să vă dau un alt detaliu privind volumele la nivel de companie. Lucru care îl avem transmis și care este reprezentat și grafic, și vă dau următoarele detalii. În anul 2020, în total, companie 28.911.000. Apă produsă, facturată, 8.784.000. În 2019, apă produsă, 27.364.000. Apă facturată, 8.578.000. 2018, 26.474.000. Produsă, facturat, 8.440.000. 2016, 24.284 introdusă, facturată 8.589.000. La fel, observăm tot o constantă în ceea ce înseamnă volumul de apă produs și volumul de apă facturat. Din calculele pe care le-am făcut, de exemplu, la nivelul anului 2021, la nivelul Romanului, înregistrăm o pierdere de 57,63% conform acestor date. Respectiv, apa produsă este de 4.617.000 pe total 2021, iar apa facturată 1.956.000. Diferența, 2.661.000, este pierdere, care reprezintă un procent de 57%. Mergând la nivelul companiei, după graficul care l-am prezentat, în 2020, avem de la 28.900.000 la 28.900.000 este produs, iar facturat 8.784.000, un procent de 69,62% pierde. Făcând această paralelă la nivel județean și la nivel local, constatăm că pierderea, de fapt, în municipiul Roma este mai mică decât pierderea la nivel general pe companie, adică mai mult de 12%. Acum îmi pun următoarea întrebare. Dacă la nivelul companiei pierderea este mai mare
decât la nivel local, conform datelor prezentate. Iar în celelalte zone din județ, apa se furnizează continuu, de ce la noi s-a redus chiar cu 11 ore, 14 ore furnizarea apei, deși nu avem volumul acesta redus la jumătate, iar pierderile sunt, se încadrează în pierderi mai mici decât pe întreaga companie. Sunt lucruri care sunt greu de explicat, unele chiar greu de înțeles. Iar pentru că vorbeam de investiții, eu am să vă spun că nivelul total al investițiilor făcute din anul 2012 până în 2021 se ridică la total 2.047.905 lei. Aceasta este comunicarea făcută în data de 23.12.2021. Aceasta este suma pe care a investit-o compania în municipiul Roman. Și ca să vedem doar comparând un an, într-un an în municipiul Roman, veniturile plus redevența pe anul 2021 înseamnă peste 20 de milioane. Iar în toți acești ani avem 2 milioane investiți în Roman. Cam acesta este nivelul la care s-a investit în decursul timpului. Vreau să transmit mai departe și demersurile pe care le-am întreprins pentru rezolvarea acestor probleme în municipiul Roman, probleme cu care, sigur, administrația publică locală se confruntă de mult timp. Și activitatea a fost detaliată pe mai multe paliere. Am avut intervenții și demersuri care au ținut atât de natura juridică și de relația contractuală. Am avut intervenții privind solicitarea unor planuri de investiții prioritare pentru municipiul Roman în domeniul investițional, care să facă posibilă intervenția în zone de urgență. Și astfel, în municipiul Roman, conform acestor demersuri, au fost făcute primele intervenții în ce înseamnă sectorizarea și debitmetria, în monitorizarea cu un sistem informatic a debitelor în municipiul Roman, activitate care continuă și în acest moment. La fel cum prioritar a fost și intervenția pentru reabilitarea unui rezervor de 5.000 de metri cub de la gară și proiectarea și în momentul acesta aplicare pe Planul Național de Redresare și Reziliență pentru reparație și totodată intervenția în rețele, vorbim aici de exemplu de strada Teiului, acea stație de pompare și rețea nouă în acest domeniu. Iar o altă zonă abordată a fost aceea punere în siguranță a rezervei de apă a captării pentru municipiul Roman, iar aici au fost aprobate în Consiliul Local, în lista obiectivelor de investiții, sumele pentru achiziționarea terenurilor unde se află puturile de captare de la Pildeș și Simeonești, care asigură resursa de apă pentru municipiul Roman. E vorba de o sumă importantă care este prevăzută pentru cele 70 de hectare, aproximativ 70 de hectare, care vrem să le achiziționăm. Teren care în momentul de față este concesionat și care, pentru care plătim concesiune primăriei Cordun. Dar revenind la partea cu demersurile juridice de natură contractuală, în primul rând să clarific problema cu hotărârea de Consiliul Local aprobată pentru rezilierea contractului de furnizare de servicii, hotărâre atacată în instanță de către companie, acțiune care s-a derulat pe parcursul a 2 ani și care în primăvara anului 2022 a primit decizia finală a instanței, aceea de anulare acestei hotărâri privind rezilierea contractului. Drept urmare, în urma acestei decizii,
am fost puși în situația de a relua demersurile noastre de fundamentare și de monitorizare și instrumentare a funcționării sistemului de furnizare a serviciului public. De aceea, așa cum am mai prezentat, împreună cu serviciul de monitorizare, cu compartimentul tehnic și cu departamentul juridic, am început aceste demersuri care au urmat mai multe planuri. Și așa cum am prezentat, au fost întocmite documentații specifice și mă refer aici la întocmirea unor fișe de monitorizare pentru fiecare asociație din municipiul Roman, pentru fiecare bloc din municipiul Roman afectat de modul de furnizare a serviciului public. Aici, în această fișă de monitorizare, este identificat foarte clar blocul care este afectat, adresa care, la care se află blocul, perioada de restricție privind ori furnizarea, restricția de oprire în totalitate sau cu presiune scăzută, numărul de apartamente afectate, toate aceste documentații s-au făcut tocmai în spiritul și respectării demersurilor pentru o activitate, o acțiune în instanță care să poată fi fundamentată și asumată, astfel încât să poată fi stabilit fără echivoc ceea ce se întâmplă. Și toate aceste fișe sunt transmise în centralizatoare care furnizează exact orele pentru care nu au fost furnizat serviciu. Și de exemplu, în data de 24, în zona Roman-Mușat, toate aceste blocuri și străzi care au fost afectate, este transmisă data la care au fost afectate, intervalul în care a fost asistată furnizarea conform fișei asociației și vedem aici că a fost în intervalul 8-5, un total de 21 de ore afectată această zonă. La fel, în data de 25, intervalul afectat este în 7-21, e vorba de 14 ore. Totodată, suprapunem și cu timpii afișați de către companie. De ce? Chiar ieri dimineață am avut o surpriză, dar nu e o surpriză pentru că lucrurile așa se întâmplă mai mereu. La ora 7:07, eu am fost anunțat că se oprește din nou apa care abia își reluase furnizarea la ora 6 dimineață, iar pe site-ul companiei era afișat ora 8:30. Deci era o diferență de o oră și jumătate între momentul anunțării, întreruperii și, de fapt, întreruperea efectivă. De aceea, toate aceste instrumente pe care le-am creat și pe care le avem la dispoziție, își urmează cursul pentru a fi completate și pentru a fundamenta deciziile noastre viitoare. Totodată, în acest demers, am întocmit pentru asociațiile de locatari și o notificare care să-i ajute în demersul privind furnizarea serviciilor de către asociații, având în vedere că asociațiile de locatari au un contract separat de furnizare de servicii și sunt clauze de care ei pot beneficia și uzita, fapt care noi l-am făcut, le-am adus la cunoștință și îi consiliem privind demersurile pe care trebuie să le facă. Și vorbim aici de sume care ar trebui să le recupereze, sume de până la 30% cu care ar trebui să fie diminuată valoarea facturilor pentru nefurnizarea serviciului la condiții optime, adică sub 85% din nivelul maxim al serviciului, dă dreptul acestor asociații să facă demers de recuperare și acest demers de recuperare parțială a tarifelor pot să-l facă și în continuare facem acest demers de susținere și de îndrumare a asociațiilor. Pentru că lucrurile au stat din ce în ce mai rău, iar în data de 4 octombrie am fost confruntați cu o situație deosebită, aceea de oprire și în timpul zilei a apei în municipiul Roman, am făcut imediat demersul pentru convocarea Comitetului Local pentru Situații de Urgență,
considerând că acest lucru este imperios necesar și în regim de urgență s-a aprobat o hotărâre care a cuprins mai multe puncte și aici vorbim de convocarea în regim de urgență a unui comitet județean pentru situații de urgență care să propună mai multe măsuri transmise imediat companiei și vorbim aici de un sprijin pentru acoperirea cheltuielilor de furnizare a apei potabile de la Apa Vital, cumpărării apei de la Apa Vital și asigura de urgență furnizarea apei în municipiul Roma, de identificare a unor în regim de urgență a lucrărilor pentru asigurarea unui nivel optim al serviciilor în municipiul Roman și aici să vorbim atât de lucrări de înlocuire cât și lucrări în zona captării și efectuarea unor expertize tehnice independente care să stabilească priorități de intervenție în regim de urgență. Sigur, a urmat apoi hotărârea Consiliului Județean de Urgență care a stabilit ca în regim de urgență să se preia apă în regim maxim permis de la Apa Vital, să fie furnizată apă în municipiul Roman fără întrerupere în prima etapă pe timp de zi, să se intervină, să se prezinte până pe 15 noiembrie un plan de investiții și totodată de lucrări necesare în regim de urgență. Iar, din păcate, după câteva zile, furnizarea și pe timp de zi cu presiune redusă și întreruperea a fost din nou prezentă în municipiul Roman, nu numai noaptea, ci și ziua, fapt care ne-a îngrijorat foarte mult și îl consider personal ca o lipsă de responsabilitate și de seriozitate, lucru care nu mai trebuie acceptat. De aceea, în paralel cu aceste demersuri, au mai fost inițiate în septembrie o hotărâre de Consiliul Local pe care am propus-o spre avizare și care prevede renegocierea clauzelor contractuale pe care le avem la acest moment cuprinse în contractul de delegare. Și acest lucru a fost aprobat și deja au avut loc primele întâlniri care au stabilit etapele și demersurile pe care le vom face în vederea modificării clauzelor contractuale. Și aici ne referim la stabilirea în clar a obligațiilor pe care le are fiecare parte, la stabilirea modului de utilizare a redevenței care trebuie să o plătească operatorul, clauzele și condițiile în care poate opera rezilierea contractului, despăgubirile care sunt calculate pentru reziliere și cuantumul lor, nu în ultimul rând stabilirea fără echivoc a contribuției pentru răscumpărarea contractului de delegare și negocierea unui plan de investiții pe termen mediu și lung asumat de către părți. Sunt lucruri care sunt absolut necesare în vederea demersurilor ulterioare pe care vrem să le facem. Toate demersurile privind scopul nostru final de a avea un operator competitiv și competent trebuie făcute etapă cu etapă conform legislației și pentru a putea avea și acoperire legală. Vreau să vă spun că în aceste clauze pe care noi le-am solicitat și mă refer aici chiar la aceea de stabilirea condițiilor în care poate opera rezilierea, este inclusiv solicitarea noastră de a putea introduce ca și clauză rezilierea cu acordul părților a contractului de delegare. Vorbim aici de faptul că suntem într-o situație, în acest moment, în care serviciul este furnizat din ce în ce mai deficitar,
iar totodată avem de-a face cu neputința de a interveni a companiei într-un timp foarte scurt și cu eficiență. De aceea, dacă înțelegem și suntem de acord, dacă nu se poate, nu vrem dragoste cu forța. Fiecare să-și urmeze cursul lui. Noi să ne căutăm operator care să ne poată asigura ceea ce ne dorim, iar dumnealor să se ocupe de zona care pot să o gestioneze cu eficiență. De aceea considerăm că aceste demersuri de natură contractuală pot crea premisele unor astfel de demersuri. Pentru că au fost anumite întrebări fiind cu privire la valoarea de răscumpărare a contractului sau sumele care ar trebui au fost pretinse de companie, vreau să vă spun că acestea sunt enorme. Au fost transmise din anul 2020 către Primăria Municipiului Roman, urmarea solicitării care s-a făcut și au fost detaliate, dar vreau să vă spun că valoarea finală la care s-a ajuns, care reprezintă prejudiciul calculat de companie, este de 150.369.389, sumă calculată, bineînțeles, la acea dată. Deci vorbim de circa 30 de milioane de euro. Aici, această sumă are mai multe componente. Are componenta care reiese din planul operațional infrastructură, din planul sectorial de mediu, POS-ul vechi, din care 83 de milioane erau investite la Roman. E vorba de sume urmarea unor litigii în urma contractelor de lucrări care s-au derulat. E vorba de achiziții de echipamente care s-au făcut pentru zona Roman și împrumut care s-a luat pentru zonă și inclusiv sume din alocate pentru ca și cotă din programul Infrastructură mare pentru municipiul Roman. La fel, ultima sumă pe care este prezentată în acest material e vorba de valoarea profitului calculat până la sfârșitul contractului, care este de 40, estimat la 47.535.000. Aceste sume sunt prezentate ca și dorite de companie în momentul în care la acel moment, fac clarificarea la acel moment. Doar că tot ceea ce s-a investit în rețeaua municipiului Roman, proiectele care au fost alocate pentru municipiul Roman vor rămâne aici și vor, așa trebuie să fie, ele sunt utilizate de către și sunt proprietatea municipalității. Totodată, la anul, în 2023, avem și expirarea perioadei de monitorizare pentru proiectul post-mediu, cel care a fost implementat și care a avut o perioadă de monitorizare de 5 ani. Iar aceste sume care au fost considerate aferente acestui proiect vor putea să fie scoase din toate aceste sume. De aceea o propunere care să aibă un caracter de înțelegere în care fiecare parte să pună pe primul loc interesul cetățeanului și posibilitatea de a oferi servicii de calitate, trebuie să ducă în această înțelegere corectă în care sunt stabilite corect sume și amiabil să putem să luăm această decizie pentru ca romașcanii să beneficieze de servicii cât mai bune. Sigur, pentru a face și aceste demersuri, mai departe avem nevoie, cum am zis, de documentare de lucruri pe care trebuie să le parcurgem obligatoriu și care sunt prevăzute în acest moment în contractul asumat și în legislația în vigoare. De aceea, următorul pas pe care trebuie să-l facem și pe care l-am și făcut este de a întocmi și transmite către operator o notificare în care să-i prezentăm toate
punctele cu privire la neîndeplinirea obligațiilor contractuale de furnizare a serviciului public în municipiul Roma. Și acest lucru a fost pregătit și întocmit, iar în acest moment cele 12 puncte care au fost transcrise în această notificare sunt cuprinse și transmise către companie cu stabilirea clară a unor termene de remediere și totodată a informării demersurilor și a comunicării planurilor de remediere care urmează să fie aplicate în municipiul Roma. Exact în sensul în care vă spuneam de efectuarea tuturor demersurilor legale. Tot ceea ce trebuie să facem, trebuie să urmăm întru totul pașii care trebuie obligatoriu respectați. De aceea ați văzut și am făcut inclusiv un apel public în care solicit sprijinul și informațiile pe care le voi primi vor fi de mare ajutor în ceea ce facem și rugămintea noastră și apelul public pe care îl fac este ca chestionarul pe care am rugat să-l completeze romașcanii să aibă și datele de identificare care nu vor fi folosite decât pentru acest scop, cu asumarea protecției datelor, tocmai pentru a putea identifica numărul și diversitatea problemelor care le semnalează inclusiv opinia publică. Totodată, toată lumea, noi, administrația publică locală, primăria, eu știu ce înseamnă un astfel de demers și trebuie să-l transmitem și către societatea civilă. În momentul în care acest demers este intrat în linie dreaptă, este făcută inițierea acțiunii de reziliere a contractului, sigur trebuie să știm că ne asumăm și anumite costuri și de aceea trebuie ca împreună să le asumăm. Totodată, aceste lucruri, demersuri impun și decizii pe care trebuie să le luăm împreună și de aceea vrem să ne consultăm. Acest lucru se referă la pașii următori în ceea ce înseamnă retragerea municipiului Roman din poimul pe care în acest moment îl are compania în faza de precontractare, tocmai pentru ca demersurile noastre să poată deveni, să poată fi puse și în practică. Iar acest lucru trebuie, sigur, compensat, așa cum am spus, cu identificarea unor soluții noi care să vină să completeze aceste investiții în perioada imediat următoare cu caracter de urgență. Vorbim aici de Planul Național de Redresare și Reziliență, de Planul Operațional de Dezvoltare Durabilă, toate acestea fiind instrumente pe care asociațiile de dezvoltare le au la dispoziție împreună cu companiile de operare a serviciilor publice. Iar noi, în continuare, trebuie să ne asigurăm că demersul nostru este acela în care să asigurăm că vom face un demers corect pentru romașcani. Îi asigur că, așa cum am spus, voi merge până la capăt cu demersurile pe care le voi face ca romanul să poată avea o companie competitivă, competentă, care să poată, așa cum am spus, să aducă fonduri, programe investiționale de urgență și să aibă capacitatea să intervină de urgență, să aloce resurse de urgență, să aibă capacitatea de intervenție de urgență, tocmai ceea ce noi acum nu avem. Mulțumesc dumneavoastră dacă aveți întrebări. Domnule primar, avem semnale că pe Antonvan, între blocurile 26 și 36, nu s-a apă deloc la robinetele oamenilor domiciliați acolo. Chiar dacă aseară, mă rog, puțină apă a fost, din ce am înțeles, cu presiune extrem de redusă în alte zone de ale orașului. De asemenea, înțeleg că au fost probleme și pe strada Olteniei. Ei n-au avut apă încă de la sistarea de acum, mă rog, cea anunțată pentru cuplare și până în prezent. Deci aici a fost, după părerea mea, un mod defectuos de intervenție. Ați văzut că în urma acestei intervenții, care a durat zile, nu s-au avut în vedere
anumite branșamente care au fost făcute pe această rețea de aducțiune, iar în momentul în care s-a decuplat vechea rețea și s-a cuplat cea nouă, și-au dat seama că anumite blocuri nu mai sunt conectate, iar apa curge prin alte locuri decât pe ce, acolo unde ar trebui. Fapt care a dus la ceea ce am văzut noi e de stilul Dorel a lovit la Roman în conductele de apă. Cam asta s-a întâmplat, iar noi a trebuit să suferim. Eu am chiar aseară târziu am avut discuții tehnice pe această temă și chiar am fost asigurat că s-au găsit soluții pentru furnizarea serviciilor și către acele blocuri, dar se pare că în final nu au reușit să fie alimentate. Într-adevăr, s-a reluat aseară undeva în jurul orei 8-8 jumătate furnizarea apei. Cred că bun, și-au făcut și la 23 și la miezul nopții, că probabil, mă rog, nu știu cum a ajuns apa la robinetele Romașcani, dar nu la toți în același timp. Sigur, acum va trebui să se intervină de urgență și să se facă branșamentele corecte și pentru acele blocuri care au fost în momentul de față suspendate datorită lucrărilor de înlocuire a acestei aducțiuni. La finalul lunii septembrie am trimis o adresă către APASERV prin care am solicitat informații privind costul investiției și ce anume se face acolo, ce lucrări se efectuează. Și am primit răspuns potrivit căruia se face, mă rog, lucrare de înlocuire a rețelei de transport, dar și execuția trei cămine. Deci, bun, dacă ar fi fost trei cămine executate, cred că ar fi avut robineți și atunci mă gândesc că s-ar fi oprit apa doar pe un tronson, nu pe... Nu, sau cum? Lucrarea a fost... Da, nu am, din punct de vedere tehnic, bănuiesc că acele cămine sunt zone de efectuare a conexiunilor de la rețeaua, a rețelei noi, cu zona de conexiune din capătul Antompan și din capătul lui Mihai Viteazu, unde au fost făcute într-adevăr aceste zone de conexiune. Bănuiesc că la aceste cămine se referă. Nu aș putea să vă spun la ce cămine se referă acel obiectiv. Pentru că cel puțin pe ce săpături au făcut dumnealor, din ce am văzut noi, nefiind specialiști în domeniu, nu s-au văzut robineți, mă rog, cel puțin la una din... Pentru obiectivul era de înlocuirea unui tronson de aducțiune, iar acesta s-a făcut cu subtraversare, iar zonele de acces au fost făcute prin anumite intervenții în carosabil de anumite dimensiuni unde s-a introdus acea conductă. Iar în zonele respective s-a făcut și mufarea. Bun, lăsând deoparte acești termeni tehnici, cred eu că nu asta interesează pe Romașcanul de acasă, ci îl interesează să aibă apă la rubinet. Ați declarat la începutul conferinței că de 14 ani nu au investit sau au investit prea puțin cei din compania APASERV în rețeaua de la Roma. Ne-ați dat și niște sume, niște, mă rog, în raport cu redevența încasată și veniturile de pe facturarea de pe zona Roma. Dar în acești 14 ani, conform contractului, nu ar fi trebuit totuși cineva din primăria Roma și mă gândesc că aici, mă rog, au fost acum cele și colegii dumneavoastră să-i tragă periodic la răspundere, mă rog, cu ghilimelele de rigoare, să-i mai întrebe, ați mai făcut, vă mai țineți de planul de investiții, de contract? Eu cred că acum putem să vedem care e istoria. Cel mai important este pentru noi ceea ce facem de acum mai departe. Eu am vrut să spun câteva aspecte, având în vedere faptul că, așa cum spun clauzele contractuale, compania avea această obligație să o facă. Ei sunt administratorii acestor rețele, predate ca bunuri de retur în administrarea lor. Contractul spune acest lucru. Nu poți doar să încasezi 14 ani și să nu faci nimic în sensul ăsta, știind că aici e o problemă. Deci trebuia... Indiferent ce spune acolo, din punct de vedere tehnic, acolo ar trebui să fie experții, cei care stabilesc priorității, cei care stabilesc zonele de intervenție. Deci nu există scuze din acest punct de vedere. Asta am vrut să arăt.
Poate că un primar nu este expert sau un consiliu local nu poate avea detaliu cu privire la priorități sau zone de intervenție. De aceea ați văzut că inclusiv când au apărut aceste probleme, care evident în timp s-au agravat, sau avarii mai dese, întreruperi mai dese, de aceea a devenit imperioasă intervenția cât mai rapidă și drastică în acest sector. Vedem că de fiecare dată nu știm unde să intervenim sau considerăm că acelea sunt prioritățile, dar de fapt am intervenit în alt loc decât ar trebui. De aceea am solicitat ca prioritizarea investițiilor sau zonele de alocare cu prioritate să fie stabilite de către un expert independent care să poată pune pe masă un audit al rețelei și să stabilească prioritățile și zonele de intervenție, așa cum am mai spus. Lucru care nu a fost la momentul respectiv agreat în ședința Comitetului pentru Situații de Urgență. L-am întâlnit pe șeful de lucrare acolo, pe Anton Pan, care mi-a spus că lucrarea, din punctul dumneavoastră de vedere, a fost făcută foarte bine. Și că, mă rog, dumneavoastră au lucrat conform indicațiilor primite de la APASERV, nu ar fi acceder acolo. Dumneavoastră ați vorbit cu cel care executa. Problema este că atunci când e posibil ca el să aibă dreptate, dacă nu are toate detaliile din teren, cu privire la situația din teren și el are alte informații, normal că n-a intervenit confrunt cu alte probleme în teren și se pare că asta s-a întâmplat. Dar nu există hărți precise cu aceste, cel puțin... Se pare că dacă ar fi fost, s-ar fi știut, clar. Bănuiesc că acolo vă dați seama, dacă se știa pe tronsonul acela ce alte rețele sunt branșate la rețeaua de aducțiune, atunci știam că acolo este un branșament și puteau să-l izoleze, să aibă în vedere acest lucru. E clar că nu s-a știut. Ce veți face concret, pentru că data trecută mi-ați spus că urmăriți să acționați în instanță? Când preconizați că se va întâmpla acest... Așa cum vedeți, am făcut toți pașii care ar... Inclusiv această documentare, inclusiv notificarea. Toate acestea sunt demersuri care sunt obligatorii pentru a avea îndeplinite toate condițiile unei acțiuni în instanță. Altfel, te duci și te întorci, doar faci o simulare. Ce ar rezolva demersul în instanță? Să înțeleagă. Demersul în instanță, evident, ar duce la rezilierea contractului de servicii cu APASERV. Nu vă așteptați să fie derulată pe câțiva ani? De... Tocmai ați văzut că sunt luate în calcul toate variantele. Am demersul paralel pe care l-am făcut, acel de modificare a clauzelor contractuale, care permit stabilirea unor alte clauze privind rezilierea, inclusiv rezilierea amiabilă și stabilirea unor sume corecte de returnat companiei, este soluția propusă, care ar fi o soluție mult mai rapidă, care s-ar putea agrea, care ar putea așeza la masă responsabil cele două autorități și pe principiul că, dom'le, dacă este greu pentru ei, nu, e posibil să nu poți duce la un moment dat sau să nu ai resurse, să nu ai capacitate, nu știu, nici mai contează. Ok, rămân cu ceea ce pot ei să facă, iar noi să avem libertatea să mergem într-o zonă în care noi considerăm că putem oferi servicii bune în România. Contractul încheiat cu APASERV era pe 25 de ani sau pe 49 de ani? Pe 49 de ani. Deci până în 2058? Da. Și dacă procesul acesta cu APASERV va dura câțiva ani, până în 2058 sunt foarte mulți ani iarăși, ce face administrația locală? Păi, vedeți că toți acești pași pe care îi facem duc în direcția unor demersuri care să urgenteze sau să limiteze perpetuarea unei probleme. Mă refer aici, pe lângă aceste clauze contractuale, informarea publică pe care am făcut-o, decizia de a ne retrage din POIM, care vine în sensul următor. Un proiect POIM început în parteneriat, ai încă o perioadă de 10 ani în care ești partener în acel proiect. Deci decizia trebuie luată înainte de a intra în acest, deci cât mai până se semnează acel contract. De aceea
asumarea trebuie să fie la unison, atât administrației publică cât și societatea civilă, pentru că implică atât costuri cât și demersuri juridice care trebuie să le asumăm împreună pentru a putea schimba în direcția dorită. Ultima întrebare. Am văzut că, de fapt, e o constatare. Am văzut că pe ordinea de zi a ședinței de Consiliu Local este o hotărâre prin care UAT Poiana Tengri cere retragerea din ADI Aquanex. Deci se poate, da? Haideți să clarificăm lucrurile. Da, hotărârea de ieșire din ADI Aqua Neamț o avem și noi aprobată. Doar că acea aprobare este condiționată. Condiționată de... Deci hotărârea este aplicabilă atât la momentul când compania spune că nu mai... Administrația publică locală nu mai are datorii față de companie. Și atunci operează acea hotărâre de ieșire din ADI. Totodată noi suntem membri Arsacis, Iași. Asta nu ne dă posibilitatea legală de a încheia în momentul acesta un contract, cât timp ești într-un alt contract nereziliat sau denunțat cu alt operator. Deci sunt anumite lucruri de natură legală care, pe care dacă le-ai face într-o altă ordine decât cea firească, ar putea genera chiar plata acelor penalități de natură, ați văzut, să ajungă la 30 de milioane. De aceea noi trebuie să facem demersurile care sunt și legale și în etapele care trebuie făcute. Dar totodată, de asta am spus, trebuie să informăm corect ce pași avem de făcut ca opinia publică să vină și să susțină alături de administrația publică aceste demersuri. Acea datorie de 30 de milioane de euro este estimată la nivelul anului 2020. Este calculul făcut și de la PASFET? Sigur că da. Dar primăria are și un calcul făcut? Sigur, aici sunt, tocmai de asta am spus, sunt lucruri care sunt corecte și eligibile din punct de vedere al decontării, dar sunt altele care nu sunt, adică estimarea profitului pe... Păi dacă înțelegeți, adică sunt și lucruri care... Sunt un pic... Dar din ce an a început această estimare? De unde? Nu e la un an. Este la momentul respectiv. Calculat la valoarea POS-ului. Programul POS-ul care a fost implementat are o valoare. Acea valoare, în momentul în care ai ieșit din contractul cu compania, este, sau compania a considerat că e de natură să plătești toată penalitatea, tot acel proiect, valoarea acelui proiect, trebuie să o plătești integral. Ceea ce asta anul viitor nu se va mai întâmpla, pentru că expiră acea perioadă de post-monitorizare când se pot face aceste demersuri. Deci suma respectivă nu ar mai intra în calculul unor astfel de penalități. La fel, retragerea din POIM ar însemna necalcularea unei contribuții care tu o ai în acel proiect. Revizuirea modului în care se denunță contractul. Ei, clar că dacă există o sumă care la care putem să ne referim, să zicem, credite acordate pentru achiziția unor utilaje complementare la proiect, care sunt altceva. Ei, acel credit pentru utilajele care rămân primăriei Roman e corect, e o sumă corectă care trebuie plătită. Aceea trebuie să ne o asumăm. De aceea spun că acest demers trebuie să facă atât de natură de voință, să vrem să facem, cât și asumarea unor sume ca și cheltuieli viitoare. Deci, în urmă cu câțiva ani, 2-3 ani, când am făcut noi o vizită la APA Vital, APA Vital, o reprezentanție, și-a dat însă disponibilitatea de a plăti acești bani, cu condiția să trecem la ei. Sunt o parte din sume, trebuie nuanțată foarte bine. Nu pot plăti anumite penalități, pot prelua într-adevăr anumite sume, care, asta ce vă spuneam, care sunt considerate eligibile și corecte a se deconta, numai că acest lucru nu-l pot face imediat. Ei nu au nicio capacitate de a plăti în avans o astfel de sumă. Asta înseamnă că noi trebuie să ne o asumăm pentru a o plăti, urmând a o recupera în momentul derulării unui alt contract. Deci asta spuneți este... asta după ce ați vorbit cu reprezentanții acum de curând ai APA Vitalului? Nu, sunt discuții care s-au purtat în decursul, erau lucruri știute, nu sunt lucruri noi. Sunt lucruri care au fost discutate în decursul timpului, sunt chestii care erau știute, nu sunt de ultima actualitate și au fost discutate de
anii din urmă. Da, să înțeleg că ultima oară când ați vorbit cu reprezentanția Pavital și au arătat disponibilitatea de a menține unele condiții, gen prețul pe metru cub sau posibilitatea... Da, nu, aici... Situația... Da, de, prețul pe metru cub, amestecăm lucrurile. Calculul de tarif e altceva. Fundamentarea tarifului va veni la fel pe reglementări ANRSC care vor fi aprobate în Consiliul Local și în ADI Arsacis. Nu este o sumă care trebuie să o asume compania în momentul în care intră într-o zonă de contract. Acesta nu este fix, este modificat periodic pe perioada derulării contractului. Ei și-au asumat și își asumă în continuare, au asumat intrarea, dorința de a intra în contract și faptul că sunt de acord ca sumele, așa cum v-am precizat anterior, care sunt corecte, legale și eligibile a fi decontate, să le prindă, să le aibă în vedere, să le poată asigura. Bineînțeles, asta înseamnă și aprobarea din cadrul în ADI Arsacis a acestor demersuri. Deci trebuie și acolo aprobat, după aceea compania poate decide acest lucru. Când ați renovat mandatul de primar și aici vă întreb așa o chestie, poate mai țineți minte, câte dosare de chemare în judecată ați găsit pentru APA SERV? Era vreunul? Adică primăria a dat vreodată în judecată APA SERV? Păi în 2020 nu era hotărârea de Consiliul Local de reziliere a contractului, hotărâre care a fost atacată în instanță de către companie. Iar până în 2022, în primăvara acestui an, a fost acest litigiu de anulare a acelei hotărâri. Lucru care s-a întâmplat în 2022, când a fost anulată hotărârea. Ce vă întreb este altceva. Situația asta cu apa nu e de ieri, sau nu e prima oară când se întâmplă, se întâmplă de ani de zi. Da, nu era alt litigiu. Alt litigiu cu... Nu era. Deci niciodată vreun reprezentant a primăriei sau a municipalității nu a acționat în judecată operatorul de apă, chiar dacă se duce în proastă și înainte. Nu a fost niciun astfel de demers. Ok. Știți că Romașcanii au anunțat pe Facebook un protest pentru mâine. Probabil că ați aflat. Mâine la ora 14 ar trebui să fie un protest pentru apa aici în fața primăriei. Dumneavoastră sunteți unul de Romașcani și suferiți de lipsa apei. Sigur, să participați. Suferim împreună, noi toți, eu, dumneavoastră, Romașcanii, toți suferim. Nimeni și o să luați parte la protest? Sigur, dacă nu știu exact care e ora, sper să reușim să ne încadrăm. Noi avem și ședință de Consiliu mâine. Sperăm să reușim să acoperim toată plaja de activități, inclusiv susținerea care Romașcanii o fac public pentru demersurile noastre. O altă întrebare ar fi, spuneați mai devreme, era o întrebare retorică, cred, de ce, cu toate că pierderile sunt mai puține pe Roman, opririle sunt mai dese decât pentru alte zone din județ, adică la ce vă gândiți, la un șantaj politic? Mă refer la furnizarea cu presiune redusă, da? Datorită lipsei apei, da? Dacă volumul e constant, intrarea și consumul sunt constante, de ce am noaptea 8 ore furnizat și ziua încă 3 ore? Adică și făcând o paralelă cu altă zonă în care pierderea ar trebui să fie mai mare, dacă la nivel de companie e pierderea 70%, iar la noi e calculată la 57%, da? Ne gândim că în alte, pentru a se compensa să ajungi la 70%, într-o parte este 80% pierdere. Iar în acea zonă avem apă furnizată în regim continuu. Aici nu, pentru că nu sunt alte zone în Roma, în județul Neamț, care să aibă oprită apa 4 ore ziua și 8 ore noapte. Dacă știți dumneavoastră, să-mi spuneți. Nu, eu mă întrebam, și asta, nu mă întreb, nu-mi e să, punând la cap aceste detalii, aceste informații, luând-o pe un fir logic, nu-ți dai seama ce, cum de... Se știe că apa SERV-ului este în subordinea Consiliului Județean. În Consiliul Județean sunt și romașcani, colegi de partid de dumneavoastră. Primiți de acolo ceva feedback-uri despre ce se întâmplă acolo? Adică oamenii chiar nici nu au niciun cuvânt de spus? E consiliu. Din ce vedeți și dumneavoastră, vedem și noi,
niciun punct de vedere sau un demers inițiat de către grupul nostru nu este promovat sau nu este luat în calcul. Majoritatea decide, majoritatea asta a decis. Și, așa cum am spus, la Consiliul Județean este o majoritate PSD, la Consiliul Județean vorbim de majoritate ca și acționariat în compania județeană APASER, deci reprezintă 80% din voturi, deci în Consiliul de Administrație, iar în Consiliul de Administrație avem romașcani de ani de zile acolo care încasează indemnizații și nu i-am văzut să facă un proiect sau să spună ceva de roman vreodată. O ultimă întrebare. Ați spus că ați trimis niște notificări asociațiilor de proprietari care sunt personalitate juridică. Le-am pregătit ca și document suport. Dar pentru că legal noi avem datoria de a asista în tot ceea ce înseamnă demersuri juridice administrative pe cei din asociațiile de locatari. De aceea ei au un contract separat, nu face parte, contractul nostru de delegare e unul, contractul de furnizare de servicii pe care îl au ei e altă discuție, dar în derularea acestui contract, pentru că ei suferă direct de această problemă, au nevoie de o documentare. De aceea împreună am construit documente care unele ne sunt utile și nouă și lor și îi consiliem în ceea ce au de făcut în demersul. Tocmai de aceea le-am construit aceste instrumente, cum e notificarea pe care v-am semnalat-o, cum sunt acele fișe care să poată... Am discutat, evident că am discutat acest aspect cu ei, le-am prezentat ce au de făcut, ei fac această monitorizare, de câte ori este nevoie. Suntem în contact prin compartimentul de asociații care le explică sau le dă clarificări privind monitorizarea sau anumite lucruri care nu sunt clare la o anumită problemă pe care o semnalează. Ceea ce vrem noi să avem cu adevărat foarte bine stabilit este identificarea clară a timpului în care romașcanii sunt fără apă. Pentru că vedeți că ceea ce se afișează sau ce se transmite public în mesajul de atenționare nu este ceea ce se întâmplă și în teren. De aceea lucrurile acestea trebuie estimate și comensurate foarte bine. Apropo de ce se întâmplă în teren, mai era o întrebare, nu mai am înțeles scrisul, de asta am zis că e ultima, dar acum l-am reușit să-l descifrez. Spunea colegul mai devreme că cei de la APASER v-au spus că din punctul meu de vedere lucrarea este făcută bine, dar ce rău să întrebi este de la municipalitate a verificat cineva informația asta? Adică ăia e lucrarea lor, e normal să o laude, că e cea mai bună și că a fost făcută 100% perfect, dar... În momentul de față este un contract pe care îl are compania cu un terț. Deci nu suntem parte în acel contract. Adică nu aveți voie să verificați? Nu, e contractată în procedură de achiziție inițiată de companie. Compania are obligația monitorizării și recepționării acelui bun. După care devine bun de retur. Da, proprietatea municipalității, așa cum prevede legea, dar transferat ca bun de retur cu o valoare nouă, actualizată cu valoarea investiției și care intră în administrarea companiei. Dar recepția, lucrării și verificarea nu este atributul nostru. Dacă până la urmă, la final, la client, că de municipalitate vorbesc, care este client, ajunge un produs prost, ce se întâmplă? Nu ne dorim acest lucru. Da, vedeți că problema nu e neapărat de colega dumneavoastră, a sesizat foarte bine. E vorba de ce informații au avut ca să prevadă anumite etape de lucru ulterioare. Pentru că dacă știai cu ce te confrunți pe traseu, știai ce ai de făcut și cum să-ți calculezi pașii. Am înțeles. Mulțumesc. Domnule primar, vom pleca de aici și sigur pe paginile de socializare ale politicienilor vom vedea puncte de vedere scrise din spatele calculatorului. Ați încercat să faceți o întâlnire cu toți factorii politici care ar putea pune un cuvânt, să-i spunem în ghilimele, la rezolvarea acestei situații
dar față în față și cu presa. Adică din spatele calculatorului, dumneavoastră știți că pot să-mi formez orice punct de opinie și să influențez cititorii. Pentru că cititorii n-au citit ce vreau eu să spun și spun, da, domnule, așa e frumos. Să aduceți aici, uitați, în această sală, cum am mai cerut de câteva ori, pe parlamentarul PSD de Roman, pe parlamentarul PNL de Roman, pe toți factorii care pot decide, DSP-ul, ANPC-ul, care pot să... Noi n-am văzut niciun punct de vedere al sanitarilor, al protecției consumatorilor la această situație. Dumneavoastră nu spun că vă zbateți, dar încercați să rezolvați situația din prisma primării, cât se poate. Dar ceilalți factori stau și privesc la Romașcani. Mă gândesc că avem un șef la OPC care este romașcan. Mă gândesc că avem factori la sanitari, veterinari, care ar putea impune apa servului din punct de vedere sanitar să ia niște măsuri urgente. De calamitate, de criză. Nu vedem nicio implicare. Nimic. Ne ducem acasă și scriem la calculator și apare pe Facebook comunicat de presă. De la PSD, de la PNL, de la ceilalți nu vedem, că probabil nu știu cum să intervină. Cu toate că e o situație sanitară delicată, e o situație de protecție a consumatorului delicată. Nu încercați săptămâna aceasta, când domnii parlamentari vin în vizită în teritoriu, la electorat, să-i aduceți aici față în față și să-și spună în fața presei soluțiile și declară eventual sprijinul pentru Romașcan, nu pentru dumneavoastră. Deci dumneavoastră reprezentați romașcanii. Dar ei să spună în fața romașcanilor ce soluții iau de față cu toată lumea, nu din spatele calculatorului. Haideți să facem și un exercițiu de ăsta de imagine și să-i chemăm să ne spună nouă ce soluții iau. Că PSD-ul conduce pe apa servul la Piatra Neamț. PNL-ul, spun ce să spune, conduce primăria la Roman. Haideți cei doi factori să-i adunăm. Și OPC-ul și DSP-ul să facem... Și atunci, și directorul apasel care vine la Roma și noastră, favorizați închiderea ușii și noi să nu participăm la ședință. Să ne spună nouă pe față, să ne răspundă la întrebări. Așa, prin comunicate, e ușor să spun ce vreau eu să spun, pentru că nu pot să intervin. Haideți să încercăm, uitați, vineri, când faceți conferința de presă, convocați o întâlnire și cu domniile lor. Am să vă spun că și la Comitetul Local pentru Situații de Urgență, având în vedere că exact cum a spus, am considerat că e o situație de urgență, și la Comitetul Județean pentru Situații de Urgență sunt reprezentanții atât din partea Direcției Sanitare, cât și din partea Protecției Consumatorului, care fac parte din acest for. Totodată, sunt acolo, romașcanii nu știu ce se discută, ce punct de vedere au fost și din ce știu eu, dar bănuiesc că dacă vor veni sau dacă îi veți întreba și cei de la Protecția Consumatorului, deja știu că au anumite demersuri pe care le-au făcut și anumite constatări și lucruri, nu știu, în lucru sau pe final, cu privire la relațiile contractuale pe care le au persoane fizice sau asociații, pentru că nu pot interveni în relația primărie-operator. Au o zonă de intervenție limitată. Sunt niște legi totodată, care ei și pot impune apasierul. Acest lucru eu îmi doresc și vreau să-l fac, însă este cam complicat să reușesc să-i adun. Se pare că e greu să invităm, inclusiv la prin intermediul știți nostru, foarte să vedem bine. Cine vine. Și dumneavoastră, când ați solicitat și ați mai spus să avem o conferință de presă pe aceste teme, nu am reușit să facem acest lucru, a trebuit să facem noi conferința sau să avem un demers. Sigur, în continuare o să fac și ați văzut că la o ședință pe care a avut-o primăria cu ADI, Aqua Neamț, chiar au fost prezenți și parlamentari de Roman sau de Neamț care au dorit să participe la acea ședință, că nu a fost o ședință cu ușile închise, chiar ne doream să găsim soluții, să avem fiecare punct de vedere sau fiecare în zona lui de responsabilitate să poată să-și aducă o contribuție în rezolvarea problemei, în sensul în care să găsim soluții pentru
un serviciu bun la Roma. Și o să fac în continuare acest demers. Sperăm ca într-o perioadă cât mai scurtă să putem să-i adunăm sau să reușim să-i adunăm pe toți cei care ar fi implicat. E treaba, cu perioada asta scurtă poate fi... Și prefectul, exact, toți factorii implicați în decizie. Invitați oficial prin intermediul nostru. Uitați, exact, primăria vă invită și toată presa să publice această invitație într-un vineri la ora X. Și să vedem cine vine în sală. Deci fără nicio... Pentru că cine vine înseamnă că îl interesează problema romașcanilor. Cine nu, nu îl interesează problema domnului Chiriloae. Interesează problema romașcanilor, pentru că dumneavoastră invitați într-o problemă care arde. Și într-adevăr se agravează de la o zi la alta. Deci trebuie să recunoaștem și dacă se intervine și dăm numai comunicate, o să împânziți orașul cu rezervoare de alea de apă și o să vedem cozi cam mai ceva ca pe vremea comuniștilor, stând la, cu petul în mână să-ți iei apă acasă. Din păcate, furnizarea cu restricție a apei a fost dublată și de această intervenție care a venit să pună încă o dată presiune și să mărească durata de nefurnizare a apei în municipiul Roma, ceea ce a dus la zile întregi cu, ați văzut, sub această grea situație, dar așa cum cred eu, în final important este ca toți cu bună credință să încercăm să găsim demersurile cele mai corecte, chiar dacă ne convine sau nu ne convine. Domnule, de aceea am spus, dacă suntem în situația în care nu mai putem crea un parteneriat constructiv sau nu mai... hai să încercăm să ne asumăm fiecare. Domnule, asta este, nu s-a putut. Poate nu s-a putut un an, nu s-au putut doi. Înseamnă că e o problemă și de comunicare, și de colaborare, și de alocare de resurse. Nu știu, toate problemele nu au mers într-o direcție care... Atunci împreună trebuie să ne asumăm cu, așa cum am zis, și cu costuri și decizii de a găsi soluțiile cele mai bune, că altfel nu reușim să punem la punct o furnizare a unui serviciu de calitate. Mulți romașcani se întreabă următorul lucru. Asta, vara trecută a fost cald, a fost secetă, nu a plouat. Și municipiul roman a avut apă. Cum am intrat în septembrie, o lună mai umedă, să zicem, sau nu, au început probleme. Și normal că sunt de azi, domnule, ce? Asta ca o paranteză. De ce Cidevitul pe Moldova tot așa era de 7 metri pe secundă ca acum? Dar acum au apărut probleme. Chestiunea este probabil și de management. Dumneavoastră ați inițiat până acum un proces în instanță de neglijență în serviciu a conducerilor, a pasier, pentru că nu s-au achitat de planul lor managerial pe care l-au făcut, să asigure, să facă, să ia toate măsurile, pentru că un manager semnează un plan de management. Și domnul manager de la Piatra este la răspundere de Adia Coaneam și vine și îl întreabă, domnule, te-ai achitat, ai dat apă, ai făcut? Nu. Și atunci îl acționați în instanță pentru neglijență în serviciu. Și așa cum se obișnuiește la nivel național, romașcanii n-au văzut nicio atitudine de responsabilitate din partea conducerii APASER locală și județeană, să spună, doamne, pentru situația pe care eu nu pot să o controlez, îmi dau demisia. Sau directorul de la Piatra să ceară demisia celui de la Roman pentru că nu se achită de sarcinile. Îl sun dimineața și spune, nu știu unde e avaria. Un manager de zonă. Nu se poate așa cea. Dumneavoastră ați declarat. Și smulte și smulte astea. Nu știe unde să acționeze, nu știe cum să fac. Ne păcălește efectiv acum 4 zile, spune că are de făcut o intervenție nu știu unde, că pretextul era să acumuleze de fapt toată ziua apă în bazin, pentru că nu știa să gestioneze situația. Asta, pe urmă, revine cu comunicatul. Păi romașcanii ce să mai înțeleg? La nu am văzut demisii, nu am văzut responsabilități. Ceea ce întreba mai devreme și colegul dumneavoastră, nu au fost demarate acțiuni în acest sens, tocmai că nu au fost nici documentate. Tot ceea ce trebuie făcut documentat. Dacă facem o acțiune doar, să zicem, poți iniția o acțiune, stai un an sau doi cu ea în instanță și după aia o iei de la capăt. Da, de ce? Pentru că nu ai făcut. Adică toate documentele, hârtiile care le solicităm, inclusiv astăzi ați văzut că am trimis o notificare. Alături de această notificare mai sunt transmise, mai este transmisă și un alt document care
solicită aducerea la cunoștință în clar a anumitor demersuri care țin tocmai de anumite clauze contractuale. Acele documente care ulterior trebuie să ne parvină, trebuie toate puse cap la cap, iar de unde rezultă ceea ce spuneți, că este nerespectarea de clauză contractuală a serviciului de delegare, e o acțiune pentru în zona rezilierii contractului, unde ține de clauze de indicatori de management, sunt de natură a se decide într-o zonă managerială, dar la fel, nu este decizia noastră, trebuie noi să informăm și alt for să ia această decizie, pentru că noi nu putem interveni în managementul companiei să destituim. Deși mă uitam la un indicator de management care era trecut și bănuiesc că l-are și Adi Aqua Neamț, mă uitam aici la pe această situație cu volumele, este anexa 3, nivelul indicatorilor financiari și manageriali. Și la apă nefacturată, la nivelul anului 2018, indicatorul este de 48%, iar asumarea pentru 2033 este de 30%. Deci asta e, asta mă duce cu gândul că din 2018 se știa de această nerealizare. Bun, e un aspect pe care putem să-l avem în vedere. Și un ultim punct, pentru că se execută aceste lucrări în municipiu și recent s-a descoperit că pe Anton Pan au fost acoperite niște canale. Accidental s-a dat și acolo chiar era cauza unde erau cuplajele parazite, să le numim așa. Se mai execută lucrări de montare, de pavelare, de asfaltare. Se ia în calcul de supraveghetorul primăriei sau cine ca operatorul respectiv care nu știe unde sunt canalele sau diferite, să execute o ridicare de canal sau să pună o semnalizare ca primăria să facă să nu le acopere, că probabil dumnealui vine și acopere. Și acolo e un canal important unde nu mai știm, nu avem hartă și ne trezim că e de Anton Pan. Hopa, uite încă un canal și găsim o țeapă. Orice canal de apă trebuie identificat. Trebuie să existe posibilitatea de acces. El trebuie să fie identificat în mod normal sau voit. Nimeni nu poate interveni să acopere un astfel de canal. El trebuie, dacă este identificat, el trebuie semnalizat și niciodată nu putem interveni pentru a-l acoperi. Toate aceste, dacă sunt altfel de acțiuni, ele sunt sancționabile. Totodată, orice canal ar trebui să fie identificat într-o planșă, într-un plan de situație. Pe unde este o rețea și în momentul în care te-ai dus în teren, pe aliniamentul respectiv trebuie să vezi care este coloana de aducțiune, care este coloana de distribuție, care sunt branșamentele pe distribuție identificate și ele trebuie să existe pe acel plan de situație. Atunci știm la fiecare pas unde am făcut sau dacă se face o intervenție ulterioară, această intervenție trebuie venită suplimentar și transpusă într-un nou plan de situație actualizat. Acestea sunt lucruri care trebuie făcute pentru o gestionare eficientă, pentru a ști cât și unde să intervii. Pentru că dacă tu nu ai o echipă performantă de intervenție, dacă nici nu mai știi unde să intervii, pentru o intervenție care un profesionist ar face într-o oră, tu stai o zi. Asta este efectul a ceea ce se întâmplă. Păi s-a început măcar schițarea unei, înțeleg că nu există o hartă, da? Papa se rămoare, primăria moare. Dar păi, de când au apărut avariile astea cu pixul pe hârtie, dacă se făcea și tot apărea o schiță. Păi de asta am cerut în hotărârea de comitet pentru situații de urgență efectuarea unui audit de către un expert care să ne dea, domnule, detaliile, toate, exact ce avem, pentru că dacă bâșbâim așa, vă dați seama, dumneavoastră nu le știți, nici eu nu le știu. Lucrurile astea s-au făcut în timp, ele trebuie puse cap la cap, lucrări de intervenții, planșe, ceea ce s-a făcut, ce tip de conductă este,
care sunt branșamente, care sunt intervențiile ulterioare. Toate ar trebui puse cap la cap de un expert care să-ți spună exact și unde trebuie să intervii și unde se estimează că pierderea este mai mare pentru a dirija resursa în acel loc și nu a nu face altă lucrare care e, cum se zice pe românești, frecție la un picior de lemn. Trebuie să intervii aplicat. De aceea am considerat că dacă în tot acest timp nu am intervenit eficient, adică nu s-a modificat nimic, înseamnă că nu am făcut ceea ce trebuie. Nici unii, nici alții. Și de aceea, în sensul ăsta, am solicitat un audit de un expert independent. M-ați provocat la o întrebare vis-a-vis de ce ați spus dumneavoastră. În 2009, APASEL a preluat rețeaua de la municipalitate într-o anumită formă. De la captare, aducțiune, zona de captare la municipiul Roma. Ce nu ne spune APASEL în toate situațiile respective și la criza apei este că din 2009 până în prezent, vis-a-vis de audit, ei nu cred că au un plan de audit în care să spună că pot anexa consumatori suplimentari la XYZ apă pe care dumneavoastră au luat-o în gestiune sau la captare, pentru că acea captare a fost dimensionată pentru necesitățile orașului și au comunități mici. Odată ce ei au anexat consumatori comunele din zonă în această perioadă, fără un plan de management și de dezvoltare în care să spună un expert hidroenergetic că merită acei consumatori cuplați fără nicio problemă. Nu pot să zic că v-am citit gândul, dar în punctele pe care le-am solicitat a se clarifica, exact. Există și această aducere la cunoștință dacă a fost făcut acest audit. Inclusiv Ceava, care ne conectăm la apa vital pentru aportul de apă, ei nu spun că mai sunt încă 4 consumatori pe care i-au cuplat pe această țeavă inițial venea la Roman. Acum sunt și 2 firme mari conectate, sunt și 2 comunități, 2 OAT-uri. Există un plan să spună, doamne, acel debit. Ei spun, ajunge un debit mai mare în oraș. Da, dar se oprește la 4 consumatori între timp. Și atunci, deci așa este și toate aceste lucruri trebuie foarte bine reglementate și atunci în momentul în care este o problemă care afectează Romanul, acea problemă trebuie să afecteze tot lanțul. Nu exact. Până la Roman toată lumea are apă, iar la Roman nu are noi pentru că nu mai ajunge. Adică lucrul acesta trebuie clarificat. Într-adevăr, în timp au fost aprobate hotărâri de Consiliul Local prin care s-a dat dreptul de branșare la rețeaua de aducțiune a orașului. Dar toate aceste lucruri trebuie făcute și în urma unui studiu și asumate. E posibil să trebuiască găsite soluții de identificarea unor alimentări suplimentare sau de rețea de alimentare diferită. Sunt lucruri care numai, așa cum spuneam, un audit și un expert în domeniu poate să le reliefeze cu fidelitate și cu să respecte toate rigorile tehnice, pentru că la fel rămânem la nivelul că putem aloca resurse în zona în care nu e neapărat urgent. Mulțumesc. Mulțumesc și eu.